Sociu Claus a luat naștere în anul 2018 ca urmare a unei cercetări desfășurate de Departamentul de Sociologie, cercetare privind calitatea vieții copilor cu autism din județul Timiș. Și în urma acestei cercetări ne-am gândit că ar trebui să și oferim ceva acestor părinți minunați care luptă în fiecare zi pentru o viață normală și pentru un viitor al copiilor lor. Ediția din acest an este cea mai mare dintre toate cele 5 de până acum. Avem târg de Crăciun în holul Universității de Vest. Pentru prima dată am organizat o serie de dialoguri despre dizabilitate, le-am spus noi. Dialoguri despre dizabilitate cu persoane cu dizabilități, respectiv cu specialiști din instituțiile din Timișoara, pentru a vedea cu adevărat ce înseamnă dizabilitatea trăită, pentru a înțelege dizabilitatea într-un mod autentic, pentru a vedea dizabilitatea din ochii celor care o trăiesc în fiecare zi. Ideea a venit pornind de la principiul acela că întotdeauna și de fiecare dată universitatea își dovedește eficiența atunci când este implicată în activitățile comunității, când este alături de comunitate, de nevoile acesteia și este o universitate deschisă. În spiritul acesta am gândit și întâlnirea de astăzi, întâlnire în care am regăsit absolvenți ai specializării psihopedagogie specială științele educației, studenți de la psihopedagogie științele educației, studenți de la sociologie, terapeuți, practicieni, pentru că, așa cum spuneam, numai conectați împreună putem să reușim să ne atingem obiectivele comune pe care le avem. Comunitatea chiar are nevoie de asta, să unească studenții, profesorii și specialiștii, dar și restul publicului, să spun așa, pentru a învăța cât mai multe despre copiii cu nevoi speciale și despre cum îi putem sprijini. Se pare un lucru de foarte bun augur, astfel încât să împărtășim idei, să ne împărtășim experiență, să inspirăm poate studenții și adevărul este că cumva această facultate, până la urmă, este acea, să zicem, fabrică de terapeuți, acei acum se construiesc, se clădesc caracterele, oamenii care vor lucra în continuare cu persoanele vulnerabile și cred că e foarte important să ne împărtășim experiențe și să vadă cum e când trec acest prag al facultății. Primul lucru, fiți curioși. Fiți curioși, mergeți când aflați că se întâmplă evenimente, participați, Timișoara chiar se mișcă, există chiar un astfel de eveniment și sunt organizații care susțin cauza copiilor cu nevoi speciale și scriu proiecte pentru ei. Faceți voluntariat pentru că aveți foarte mult de câștigat, nu doar noi valori, da, și informații despre persoanele cu nevoi speciale, dar și diverse abilități care vă pot ajuta mai târziu. Putem face multe, de la a merge noi spre ei, de a fi deschiși în privința integrării prin informare, prin conștientizare, prin deschidere în general față de ei și prin ceea ce se cheamă abilitare, adică orice dizabilitate nu înseamnă anularea totală a aptitudinilor unei persoane, ci faptul că se pot compensa în alte arii de dezvoltare. Cel mai simplu lucru pe care putem să-l facem este să nu milităm împotriva lor, e primul și primul lucru, să-i acceptăm, să le fim sprijin când vor să se integreze în școli și în grădinițe, să nu fim părinții care vor să se scape de ei, ci din potrivă părinții care să militeze, hai să vedem cât de mult putem să-i ajutăm.